În cadrul evenimentului de construire accelerată și voluntariat Big Build 2018, până vineri 5 octombrie, 240 de voluntari vor lucra la ridicarea 8 locuințe. Șantierul Habitat for Humanity din Cumpăna a strâns la un loc 240 de oameni binevoitori veniți din toate colțurile țării și ale lumii, Statele Unite ale Americii, Germania și Olanda. Atât! Este mai greu aici cu vor mașina decât pe terenul de atletism? Cred că aici cobor mașina, că nu prea nimeresc horșuruburile astea, dar și la atletism este greu. Sunt colegi de muncă ce au venit în team building, sunt pur și simplu oameni care și-au luat 5 zile de concediu și au venit de o mână de ajutor. Sunt prieteni care au venit cu gașca pe șantier, toți uniți de același lucru și anume acela de a dărui. Ritmul e unul nebun, vă dați seama, oamenii ăștia vin și de peste hotare și de la distanță cu un singur gând, vor să schimbe lumea, au la dispoziție doar 5 zile să o facă, se dau greu duși de pe șantier și muncesc foarte, foarte bine și repede. În prezent, familiile care urmează să se bucure de această acțiune locuiesc în condiții foarte precare, în case supraaglomerate sau construite din materiale improprii, cu bucătăria sau cu toaleta în curte. De precizat este faptul că toți acești oameni lucrează și au venituri stabile, însă mult prea reduse pentru a-și permite o chirie decentă sau un credit imobiliar. Locuințele vor fi construite în sistem duplex și vor fi alcătuite din sufragerie, două dormitoare, baie, bucătărie și un spațiu exterior. Ansamblul se va contura lângă campusul școlar din Cumpăna, alături de alte 16 case aflate în diferite stadii de construcție pe care Habitat for Humanity le ridică în comunitate. Terenul pe care sunt construite casele este oferit de primăria comunei Cumpăna. Ne bucurăm de existența a 10 ani pe teritoriul comunei a Habitat for Humanity România. Aici mai avem încă familii care până la vârsta de 50 de ani, 40 de ani, nu au reușit să aibă acoperiș propriu deasupra capului. Astăzi, de ziua acoperământul Maicii Domnului, eu vreau să mulțumesc din tot sufletul tuturor oamenilor care sunt aici și muncesc. Toate cheltuielile, întregul necesar pentru acest demers au fost acoperite de donațiile în bani sau de materiale de construcție oferite de sponsorii proiectului și din fondurile strânse de voluntarii care ajută pe șantier. Membrii celor 8 familii lucrează de asemenea alături de voluntari la construcția propriilor case, aceasta fiind una dintre condițiile includerii în program, iar orele de muncă însumate trebuie să ajungă la 1000. Prin acest eveniment, Habitat for Humanity România marchează Ziua Mondială a Locuirii în încercarea de a atrage atenția asupra dreptului fiecărui individ la o locuință decentă.